Un accident asemănător s-a petrecut azi noapte și în cartierul Timpuri Noi din capitală. Șoferul unei auto utilitare a intrat pe roșu într-o intersecție și a lovit în plin o camionetă. În urma impactului, duba s-a răsturnat, iar șoferul a fost transportat la Spitalul Universitar cu răni grave. Pasagerii celelalte mașini au scăpat doar cu o sperietură. Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.